2 Timotei capitolul 3, pagina biblică 1171. 2 Timotei capitolul 3, citesc de la versetul 14 până la versetul 17, pagina biblică 1171. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă rog să vă reașezați. Într-o zi, un copilaș a întrebat-o pe maică sa, mamă zice, cartea aceasta pe care tu în fiecare zi o ștergi de praf, a cui este cartea aceasta? Zice, asta este cea mai specială carte din familia noastră, este cartea lui Dumnezeu, este Biblia cuvântului Dumnezeu. Și copilașul zice, bun, bun, mamă, dar de ce ne-a dat Domnul Iisus cartea aceasta? Zice, cartea aceasta trebuie citită. Și noi de ce nu o citim? Păi, o citim când apucăm. Mama zice, nu prea o citim. Dacă tot este cartea Domnului Isus Hristos, noi oricum nu o citim. De ce să o lasă să se pună praful pe ea? De ce nu o trimitem înapoi Domnului Iisus Hristos? Iubiții mei, Biblia ne-a fost dată ca să ne slujească de învățătură. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia, așa cum spunea Sfântul Augustin, este biblioteca lui Dumnezeu. Și prin biblioteca aceasta Dumnezeu ne învață cum să ne gestionăm viața. În această dimineață începem cu ajutorul Domnului o serie de mesaje despre valorile Bisericii Învierea și valoarea care stă la baza tuturor celorlalte lucruri este autoritatea Bibliei, autoritatea Bibliei. În viață ai nevoie de autoritate. În viață trebuie să ai un punct al lui Arhimede care contează pentru tine și îți definește toată perspectiva existențială. Altfel totul este negociabil, totul este mișcabil în viață, nimic nu este stabil. Fiecare dintre noi avem nevoie să ne raportăm viața la ceva și să ne extragem din acest ceva valorile care ne definesc viața personală, viața de familie, viața socială. La baza tuturor stă autoritatea Bibliei. Asta înseamnă că noi ne gestionăm gândirea și trăirea în funcție de ceea ce spune Biblia și recunoaștem Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu care nu conține nicio greșeală. Este cuvântul prin care Dumnezeu ne vorbește fiecare dintre noi este o valoare foarte importantă pe care mă rog să ne ajute Bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să ne o asumăm. Este o valoare a Bisericii Învierea, dar fie ca pentru fiecare dintre noi să devină o valoare personală autoritatea Bibliei, te raportezi la Biblie. Aici însă se naște o întrebare. De ce să iei Biblia în serios? Prima întrebare care se naște când vine vorba de autoritatea Bibliei este, bun, bun, eu recunosc Biblia ca și autoritate, dar de ce să recunosc Biblia ca și autoritate în viața mea? De ce să o iau în serios? Ce se întâmplă când o iau în serios și care sunt argumentele să iau Biblia în serios? Primul lucru pe care trebuie să-l ai în vedere atunci când te raportezi la autoritatea Bibliei, atunci când iei Biblia în serios, este faptul că această carte, Biblia, te îndeamnă mereu și mereu înspre Isus Hristos. Primul lucru pe care te rog să-l reții atunci când vine vorba de Biblie, de ce te raportezi la Biblie, de ce îți asumi Biblia ca fiind autoritatea vieții tale, de ce te raportezi la Scriptură, este acest argument foarte puternic. Biblia te îndeamnă mereu și mereu înspre Hristos. Zice Sfântul Apostol Pavel, Timoteie, el mai are câteva săptămâni, câteva luni și o să plece în veșnicie de capitate. Timotee zice, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Aceste Scripturi îți dau înțelepciunea care duce la credința mântuitoare. Credința în Hristos care te mântuiește. Nu poți să crezi în Hristos dacă nu înțelegi cine este Hristos. Nu poți să crezi în Hristos dacă nu-i cunoști cuvintele. Nu poți să crezi în Hristos dacă nu-i cunoști faptele. Nu poți să crezi în Hristos dacă nu-l cunoști pe Hristosul Noului Testament. Dar acum se întâmplă ceva. Psihologii spun că în momentul în care un om citește anumite lucruri sau vede anumite persoane anumite lucruri, în decurs de 48 de ore uită în proporție de 75-80% din tot ceea ce a citit, din tot ceea ce a văzut. 48 de ore mai târziu, din tot ce ai citit și din tot ce ai văzut, uiți 75-80 de procente. Așa se face că viața noastră este bombardată de tot felul de informații. Viața noastră este bombardată de tot felul de urgențe. Viața noastră este bombardată de tot felul de lucruri care ne preocupă, care ne fură atenția. Și dacă nu citești în permanență Noul Testament și nu-L vezi pe Hristos cum gândește, cum vorbește, cum trăiește, la un moment dat te trezești că ești un creștin care nu mai știi cum arată Hristos. Astăzi în lumea teologică, de exemplu, există o adevărată frământare a căutării lui Iisus cel istoric. Din la parte unii teologi liberali, tot ce înseamnă autoritatea Noului Testament, autoritatea scripturală și încearcă să descopere cine a fost Iisus din Nazaret și cum a fost Iisus Hristos din Nazaret pe baza anumitor documente extra scripturale și pe baza rațiunii personale să spună ce se poate, ce nu se poate face. Ce s-a ajuns? Unde s-a ajuns? Avem de-a face cu un Isus care de fapt nu mai este Isus al Noului Testament. Isus acesta este un Isus în funcție de fiecare preferință, de fiecare abordare. Nu este Isus al Noului Testament. E foarte important de precizat faptul că dacă vrem să fim oamenii aceia care să avem o viață frumoasă, să fim creștini, să fim creștini autentici, trebuie să-L cunoaștem pe Iisus al Noului Testament, Isus al Scripturilor. Și această Biblie pe care noi avem, dacă o citim, dacă o studiem, dacă memorăm Scriptura, dacă medităm asupra ei, Scriptura aceasta ne îndrumă mereu și mereu înspre Iisus Hristos. Pe măsură ce vei citi mai mult Biblia, ți-l vei împrospăta în minte pe Iisus Hristos. Îți vei aduce tot mai mult aminte de felul în care a vorbit Isus. Îți vei aduce tot mai mult aminte de felul în care s-a purtat Isus. Îți vei aduce tot mai mult aminte de predicele lui Iisus Hristos. Astea nu vor veni la întâmplare. Spunea Iisus Hristos, Dul Sfânt, când va veni, eu voi pleca, vă va aduce aminte de tot ce v-am învățat, vă va descoperi și alte lucruri noi, dar pe baza acestor lucruri pe care eu vi le-am împărtășit. Cu alte cuvinte, Dul Sfânt nu se poate aduce aminte ceva ce nu citești în Scripturi. Nu vi se pare interesant că Avram, spune Scriptura, a recunoscut de îndată vocea lui Dumnezeu când i-a spus Dumnezeu, Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe întâiul tău născut și du-te în țara morii, așa dumil arde de tot. Avram de la început recunoaște vocea lui Dumnezeu. Știți de ce a recunoscut vocea lui Dumnezeu? Pentru că era familiarizat cu vocea lui Dumnezeu, cunoscându-l pe Dumnezeu. Dacă vrei să fii familiarizat cu vocea lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu în mod personal, să-I distingi vocea din mulțimile de voci pe care le auzi pot fi ale conștiinței, ale lucrurilor pe care le-ai citit, le-ai auzit, păreri personale. Ca să distingi vocea lui Hristos, trebuie să te obișnuiești cu textul Scripturilor. Acolo îl vezi pe Iisus cum gândește, cum vorbește, cum trăiește. Pe măsură ce citești mai mult Noul Testament, Scripturile, îți aduci tot mai mult aminte de Iisus Hristos. De ce să iei Biblia în serios? De ce să te raportezi la autoritatea Bibliei? Dragul meu, pentru că Biblia, citind-o, te îndeamnă mereu și mereu înspre Hristos tot mereu îl împrospătează pe Isus faptele lui, cuvintele lui în mintea ta. Ăsta este primul argument pentru care să citești Biblia, pentru că ea te îndeamnă mereu și mereu spre Hristos. Fără Biblie, în decurs de câțiva ani de zile, uiți cine este Hristos? Fără Biblie, în decurs de câțiva ani de zile, uiți ce trebuie să faci, cum să te raportezi la viață. Când s-a stabilit canonul Noului Testament, lucrul acesta s-a făcut într-o criză teologică majoră. Plecase apostolii în veșnicie și apăruse diferite probleme în biserica primară. Veneau anumiți profeți, în special montaniști, și spuneau că lor Duhul Sfânt le descoperă anumite lucruri excepționale. Și oamenii nu mai știau la ce să raporteze. Unul zicea într-un fel, altul zicea într-un alt fel. Era o criză de autoritate fantastică. Și atunci ce s-au gândit slujitorii lui Dumnezeu din vremea aceea, în mod special Atanasie cel Mare? să caute toate scrierele care provin de la apostol sau de la unii apropiați sau unor apostoli, să le pune pe toate împreună și aceste scriere adunate împreună, adunate și decretate prima dată de Sfântul Atanasie, în secolul al IV, devine Scriptura Noului Testament pentru noi. De ce s-au pus, s -au pus toate cărțile împreună și avem astăzi Noul Testament? Pentru că era o criză de autoritate. Astăzi există o mare criză de autoritate și e foarte important să-ți iei ca și autoritate în viața autoritatea Bibliei, să-ți asumi această valoare, îți raportezi viața, îți raportezi străirea îți raportezi familia, businessul, tot ce ești, tot ce ai, raportezi la Biblie. Primul lucru pe care te rog să-l reții, pentru care trebuie să iei Biblia în serios și te să iei Biblia în serios, să te raportezi la Biblie ca fiind autoritatea vieții tale, este faptul că Biblia te îndeamnă mereu și mereu înspre Hristos, îl împrospătează pe Hristos în mintea ta. Mi-aduc aminte că am citit uh, despre o femeie a cărei soț a fost luat și dus pe câmpul de război în al doilea război mondial. A ajuns bărbatul său acolo și după ceva vreme, câteva luni de zile, a început să-și uite bărbatul. Nu mai știa cum arată, o simți că dragoste față de soțul ei se stinge tot mai mult, pentru că vorba aceea, ochii care nu se văd, ce fac? Se uită. Și femeia aceasta zice în felul următor, cu ajutorul lui Dumnezeu, soțul meu se va întoarce acasă. Atunci când se va întoarce bărbatul meu acasă, noi doi să nu fim doi străini, să ne putem <coughs> salva și căsnicia, vreau să fac ceva ce să-mi împrospăteze imaginea soțului meu în mintea mea. Tot mereu, zicea ea, am să-i citesc scrisorile. Scrisorile dinainte de căsătorie, apoi scrisorile pe care le trimitea de pe front și zice tot mereu o să mă uit la pozele lui. Și așa se face, am citit această mărturie a acestei femei care prezi de câțiva ani de zile cât bărbatul i-a fost în război ca să nu-și răcească iubirea față de el, ca să nu se înstrăineze unul de celălalt. În fiecare zi, îi privea fotografia, în fiecare zi citea, îi citea scrisorile și în felul acesta și împroșt imaginea bărbatului, mintea ei și sentimentele ei față de bărbatul său au rămas calde. Când s-a terminat războiul, cei doi n-au fost străini, cei doi au uh, simțit afecțiune față de celălalt. Cu cât petreci mai mult timp cu cineva, cu cât citești mai mult despre cineva, cu cât îi citești mai mult scrisoarea, cu cât îi vezi mai mult fotografiile, cu atât te atașezi mai mult de persoana aceea. Cu cât nu petreci timp cu cineva, cu atât îl uiți pe omul respectiv. Poate să fie cea mai specială persoană din viața ta, dacă nu petreci timp cu persoana aceea, o vei uita, îl vei uita. Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai mei, la un moment dat, a plecat în America. După un timp m-a sunat, după câțiva ani de zile. M-a sunat și zice, știi cine e la telefon? Și tot am stat și m-am cine e la telefon? I-am dat vreo 10 variante. Deci nu mă mai cunoști. Ei cunoșteam glasul dintr-o sută de oameni. Dar faptul că nu l-am auzit ani de zile, plecase în America, ne-am mai auzit de două, trei ori și apoi nu ne-am mai auzit preț de ani de zile, i-am uitat până și timbru vocal, i-am uitat și vocea. Așa se întâmplă când nu stai cu cineva în părtășie. Dragul meu, de ce să-ți asumi ca și autoritate Biblia? De ce să-ți asumi această valoare a Bisericii în Pentru că e foarte important să iei în serios Biblia. Luând-o în serios citind-o, meditând asupra ei, memorând-o, lecturând-o, te va îndemna tot mereu, tot mereu spre Hristos și imaginea lui Hristos și vorbele lui Hristos vor fi proaspete în mintea ta. În al doilea rând, de ce să citești Biblia? De ce să-ți asumi ca și autoritate Biblia? Pentru că Dumnezeu a ales să-ți vorbească zilnic prin Biblie. Al doilea motiv pentru care este foarte important să citești în fiecare zi Biblia, nu doar o dată pe săptămână, nu doar o dată la două, trei zile, este faptul că Dumnezeu a ales Biblia, ca prin Biblie să-ți vorbească în fiecare zi. Eu am auzit oameni care au zis, auzi, dacă mi-ar vorbi Dumnezeu printr-un înger, dacă mi-ar trimite Dumnezeu pe Arhanghelul Mihail, dacă mi-ar trimite Dumnezeu pe Gavril, dacă ar face Dumnezeu și semne și dacă a sta așa și a auzit dintr-o dată așa un glas din cer m-aș pocăi. Apropo, era marele predicator Spurgeon într-o biserică, făcea un test cum să aude în adunare și o strigat odată cu glasul lui foarte puternic, iată lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii acolo era unul care făcea curățenie prin sanctuarul acela al bisericii, prin casa de rugăciune. Nu l-a văzut pe Mudi, nu erau microfoane atunci, dar avea glas puternic, predica la mii de oameni, îl țineau bine corzile vocale. Și în momentul acela, spune istoria bisericească, o căzut în un genunchi și au zis, mă pocăiesc! Nu a fost... Uh... Am rămas eu fără microfon? Domnul să ne binecuvânteze. Unde am rămas? La Mudi, așa -i? Am rămas la Mudi, Mudi o striga tare, iată mielul lui Dumnezeu. Când o zis, iată mielul lui Dumnezeu, dintr-o dată omul căzut în genunchi și o zis, mă pocăiesc. O crezut că este un înger. S-a pocăit și apoi într-o discuție Mudi zice, mă, dar cum te-ai pocăit tu? Mă, frate, păstor, ce eram în biserică, făceam pe acolo curățenii și am auzit un glas îngeresc din ceruri. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și atunci am zis, glasul Domnului și m-am pocăit. Zice, Mudi bine ai făcut -ai pocăit, dar eu am fost îngerul. Ei, dacă s-ar auzi un glas din cer, s-ar întâmpla nu știu mai ce. Ascultă-mă, Dumnezeu îți vorbește în fiecare zi prin Biblie. Așa ales Dumnezeu să-ți vorbească. Dumnezeu vorbește prin vise, prin vederi, prin prorocii, prin descoperiri. Vorbește în multe feluri, dar în mod special Dumnezeu vorbește prin Biblie și Dumnezeu vrea să-ți vorbească în fiecare zi prin Biblie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Prin Biblie vrea să te încurajeze când ești descurajat. Să nu cazi în depresie. Prin Biblie vrea să te învețe cum să te porți cu soțul tău, cu soția ta. Prin Biblie vrea să te învețe cum să te porți cu un coleg dificil la locul tău de muncă. Prin Biblie vrea să te învețe cum să te porți cu vecinul tău, care nu te înțelegi pe locul de parcare. Prin Biblie vrea să te învețe cum să te raportezi, nu știu, la șeful tău care îți face viața dificilă. Prin Biblie, Hristos vrea să te învețe cum să te porți cu Socrata. Să te înțelegi bine cu ea. Cu Socrutul cu nevastă ta, cu bărbatul Cum să te porți cu pruncei. Prin Biblie, Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi. Prin Biblie, Dumnezeu ne învață. Zice, toată Scriptura este de folos ca să învețe, Timotei, să te învețe, să te mustre. Am o mustrele, nu ne plac. Când îți spune cineva că nu spică bine, nu mă duc mai departe, așa o lecuță de analiză personală în viața de familie, unde ți cel mai drag omul de lângă tine. Asta e normal să spui cel mai drag suflet, sufletul pereche. Nu să spună soția ta ceva mai dojenitor. Elegant, dar dojenitor. Să vezi dacă spică bine. Când mi-a făcut prima critică predicatorială nevastă-mea, zic, dar tu îmi spui mie, măi Nicoleta. Mi-am înțeles că ai terminat o jurnalistă. Eu sunt predicator, predică nu știu câtă vreme. Am spus tu mie că nu știu cum uh, nu mi-a picat bine. Frații predicatori știu când îți spune soția ceva, nu spică bine. Dar nici, nici bousorul nu vă pică bine. Am de, teoretic toată lumea zice, da, nu e nicio problemă, dar când îți spune ceva și nu-ți place... nu e foarte greu ne disocem pe noi înșine de părerile noastre. Ascultă, așa e de greu de numai numai. Și când cineva te musă, bă, vezi că n-ai făcut bine așa. Vezi că ai strigat prea tare, de la etajul 4. Trebuie să zici mai molcom. Nu spui că vin tine, vezi, dar tu îmi spui, dar tu nu strigi. Biblia ne învață cum să ne purtăm cu cel de lângă noi. Biblia ne învață, ne mustră și Biblia ne îndreaptă. Adică puși pe un drum greșit. Biblia este GPS-ul care te aduce tot mereu și tot mereu pe drumul cel bun, drumul care duce spre cer, drumul spre o căznicie fericită, drumul spre o slujire frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Biblia este folosită de Dumnezeu ca și autoritate, dacă o luăm în serios, să ne încurajeze. Era o perioadă mai dificilă în slujirea mea. Har Domnului, am avut câteva, numai câteva momente dificile în slujirea mea și eram destul de descurajat. Eram descurajat, mi se părea că lucrurile nu merg cum mi-aș fi dorit, lucrurile merg greu. Și mă duc într-o vizită la Londra, sunt găzduit la cineva și mi-a dus, un borcan, deja printr un moment mai dificil, mi-a dus un borcan cu versete. Zice, frate Dan, Domnul vorbește în chip minunat, nu ai vrea să-ți vorbească Domnul la mine acasă. Mă zic eu, mi-a picat ceva text de la interesant, du-te, vinde tot ce ai și în parte la săraci. Sau ca și Iuda. Mă zic, dacă tu vrei, uite, să fac eu pe plac. Sincer să fiu, un am crezut ca fi mare. Mă zic, dacă m-a poftit în casa lui, foarte drăguț cu mine, nu hai să-i fac plăcerea aceasta. am atât de descurajat de numai numai. Și am zis, a, uite, oamenii nu vor pocăință, nu vor să apropie de Domnul, oamenii sunt dificili, lucrurile merg greu, dar ce mi trăbi, trăbit, ce mi o așa. Mă, și bag mâna și iau un verset. Știi ce am luat? Nu o să niciodată. A fost revelație directă. și l-am și luat ca un moto de viață. Immanuel Kant zice la un moment dat că fiecare om trebuie să aibă asumate niște axiomi existențiale după care să-și ghideze toată viața. Și mi-am luat această Uh, acest verset ca și o axiomă existențială. Și zice în felul următor versetul acesta pe Bibliețel. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodul. Când am văzut, era un șoc așa, efectiv am simțit cuvânt venit direct din cer. Am mai citit încă o dată. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodul. Zic mă, nu cred că vă bine. Încă o dată, a treia oară, plugarul trebuie să muncească înainte să strângă rodul. Mi-a fost clar. Mi-a fost clar și am înțeles că planul lui Dumnezeu este că trebuie să muncești și Dumnezeu aduce biruința la vremea Lui. Noi de multe ori nu avem răbdare, dar din momentul acela Dumnezeu mi-a schimbat inima, mi-a dat o altă abordare și am simțit așa o viorare fantastică. Uite cum lucrează Dumnezeu prin Biblie ești descurajat și Dumnezeu te încurajează. Nu știi ce să faci, dar e foarte important să iei Biblia în serios. Să spui, Biblia este cuvântul tău, Doamne, nu este o carte veche, nu este o carte, nu știu, demodată, nu este o carte cu care tânie bat frații în cap toată ziua. Mă, citiți, citiți. Este cartea lui Dumnezeu prin care Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu vrea să-ți vorbească în fiecare zi. Știți ce mi se pare interesant? Zice Hristos în felul următor, nu doar zice, auziți, citiți scripturile, le spune fariseilor și cărturarilor, pentru că s-o că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine, adică Biblia vorbește mereu și mereu despre Hristos și Vechiul și Noul Testament. Dar Hristos însuși spune ceva foarte, foarte important și anume că dacă noi vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să punem mâna pe scriptură să o citim. De ce? Pentru că Scriptura este cuvântul pe care Hristos ne vorbește. Hristos ne vorbește. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Iubiții mei, în al doilea rând, de ce să iei Biblia în serios? Pentru că Dumnezeu a ales să-ți vorbească prin Biblie. Eu m-am uitat în Scripturi și am văzut o imagine foarte interesantă cu privire la felul în care vorbește Dumnezeu prin Biblie. Noi am vrea în general așa Dumnezeu, când ne punem ceva în minte, de exemplu, întrebăm pe Domnul, Doamne, să-mi schimb mașina sau să nu schimb? Să-mi schimb casa sau să nu o schimb? Să-mi schimb locul de muncă sau să nu schimb? Să mă duc în concediu sau să nu mă duc în concediu? Sau ce să fac? Cu cine mă însor, cu cine mă mărit? Și cumva Domnul să-ți dea așa o lumină de asta așa pe tot drumul vieții tale. Și să zici, uite, Doamne, m-am rugat, am postit 5 zile de jerfă, 5 zile de post și Domnul îți dă direcție clară, fă lucrul ăsta, nu-l fă pe celălalt și să ai așa drumul lung pe câțiva kilometri înainte, fază lungă. Numai știți este realitatea că Dumnezeu nu ne dă fază lungă în general în Scripturi, Dumnezeu nu dă fază lungă. Și asta, da, și asta ne încurcă foarte tare. Pe mine, cel puțin la început, mă încurca foarte tare. Eu am zis în felul următor, Doamne, poți și rugăciune și să știu ce am de făcut în următorii 10 ani de zile. Dar nu se întâmplă de fiecare dată așa. În cartea psalmilor stă scris că al Domnului cuvânt este o candelă pentru picioarele mele. Când am fost la Ierusalim, am primit și la Nazaret, am primit o candelă în numele Domnului de la frații americani care gestionează, de exemplu, Nazaretul. La Ierusalim am văzut și la Nazaret am primit una numele Domnului. Și m-am uitat așa să văd cam cât e de mare candela. Pe asta arde 15 minute și apoi își termină lumina. Păi zice, zi, când arde candeluța aia, cam ce lumină face? Zice, e ziua la meaza mare, soarele puternic. Păi zice, acolo în fața ta. Zice, o lumină pe cărarea mea. Nu un far pe autostradă să dea așa. Doamne, următoarele șase luni ce o să fie? Și pe noi asta ne încurcă foarte tare. Dar Biblia ne slujește de lumină în fiecare zi, adică o citesc în colecuță, în colecuță, în colecuță. Zice Pavel în Roman să ne schimbăm, să ne transformăm prin înnoirea minții noastre. Cel mai simplu e să adresez oamenii, dar nu ține mult. Bă, așa trebuie să fim. De ce? Că așa trebuie să fim. Dar dacă nu îl convingi pe om, dragă tată, de ce să fie așa? Dragă mami, de ce să fie așa? Măi frate, măi soră, mai nevastă, măi bărbat, de ce să fie așa? Nu iese treaba bine. Și atunci, ca să se schimbe mintea noastră, trebuie să punem nu o dată în săptămână, nu o dată în lună cuvântul. Autoritatea Bibliei este sfântă pentru noi. Biblia este autoritatea cea mai importantă în viața noastră, pentru că este cuvântul prin care Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne comunică prin Biblie. Și atunci, ca să se schimbe mintea noastră și schimbându-se mintea noastră, se schimbă viața noastră și schimbându-se viața noastră, se schimbă relațiile noastre și schimbându-se relațiile noastre, se schimbă totul. Trebuie să pui Biblia în fiecare zi în mintea ta. Apropo, știți cât aveți nevoie ca să citiți Biblia întreagă într-un an de zile? 15 minute pe zi. 15 minute pe zi, dacă aloci pentru Cuvântul lui Dumnezeu, vei citi toată Biblia într-un an de zile. Ascultați-mă, e trist că la noi acasă nu se citește Biblia, merge televizorul, merge meciul, merg filmele, dar nu se citește Biblia. Cu cât un om se biblicizează mai mult, cu atât va gândi mai mult ca Dumnezeu. Cu atât vei avea mai multă pace, vei avea mai multă lige. Frate, dar n-am timp. N-ai timp și după aia te cerți cu nevastă un ceas, de, un ceas de zile, era să zic. Un ceas. Te cerți două. Pentru că dacă, ascultați-mă, dacă ne-am rugat mai mult împreună, ar fi lucrurile mai bune între noi. Dacă am citit mai mult Biblia, lucrurile ar fi altfel. fă timp pentru Scriptură, pentru că prin Biblie Dumnezeu alege să-ți vorbească în fiecare zi. Prin Biblie, Dumnezeu îți vorbește în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mai este un motiv pentru care e bine să ne raportăm la autoritatea Bibliei, să iei Biblia în serios. Pentru că Biblia te învață și prin Biblie, Dumnezeu te învață cum să fii un om de succes. Prin Biblie ești transformat într-un om de succes. Ascultați-mă ce spun, e foarte important. Prin Biblie ești transformat într-un om de succes. Acum, zice Pavel în felul următor. Biblia ne-a fost dată, Sfânta Scriptură este revelația, este descoperirea lui Dumnezeu, trebuie asumată Timoteie pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit. Știți ce înseamnă desăvârșit? Știți, perfect, complet și să poată face orice lucrare bună. Domne, desăvârșit și în stare să facă orice lucrare bună. Adică îi dai ceva de făcut și omul face bine ceea ce face. Pentru mine e o adevărată povară să lucrez cu cineva care nu face bine ceea ce face. De fiecare dată zic în felul următor, e foarte important dacă pui mâna pe ceva ce iese din mâna ta să iasă foarte bine. Dumnezeu zice, auzi, eu vreau să te fac un specialist în domeniul tău. Fie că ești mecanic, fie că ești templar, fie că ești meseriaș, ești, uh, uh, nu știu, constructor, fie că ești profesor, fie că ești medic, orice ești, tu trebuie să fii un specialist. Pentru că tu ești purtătorul de cuvânt al Dumnezeu, tu ești reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Și dacă tu ești un bun profesionist, un bun meseriaș în domeniul tău, tu îl cinstești pe Dumnezeu. Și Biblia spune că dacă tu te raportezi la scriptură, ca la autoritatea vieții tale, vei fi un om care vei fi desăvârșit, vei fi un om complet, nu ți va lipsi nimic. Pentru că zic ce frumoasă, vei fi un om de succes. Toți oamenii care s-au raportat la scriptură s-au dovedit odată cu trecerea timpului a fi oameni de succes. Dar acum se pune următoarea întrebare. Ce înseamnă să fii de succes? Pentru mulți, a fi un om de succes înseamnă să ai multe like-uri mai nou. Pentru alții înseamnă să ai mulți bani în buzunar. Pentru alții înseamnă să fii îmbrăcat bine, să conduci o mașină bună, să ai o casă, un apartament. Ce înseamnă să fii un om de succes? A fi un om de succes înseamnă a-ți împlini merirea. A fi un om de succes înseamnă atunci când te uiți în oglindă să n-ai de ce să-ți fie rușine, că te porți frumos în casa ta. A fi un om de succes înseamnă să fii un om care îți trăiești chemarea pe care ți-o făcut-o Dumnezeu. A fi un om de succes înseamnă să fii un om care ești complet, un om care ai pace, care ai liniște, care știi să ți gestionezi resursele pe care le ai, care știi să trăiești o viață frumoasă. Am o cunoștință care înainte să se întoarcă la Dumnezeu avea mari probleme cu jocurile de noroc câștiga lunar mii de euro. mii, 10, 15 mii de euro. Și îmi spunea, frate Dan, nu mă țineau banii absolut deloc. Cum aveam mii de euro, cum aveam 2.000 de euro, cum făceam un business și prosperam, mă duceam și toți banii băga la jocul de noroc. Frate, făceam bani cu găleata efectiv, cu lopata și nu aveam bani după o zi pe cealaltă. Pentru că patima aceasta era foarte puternică, toți banii pierdeam. Zice, ne plăteam utilitățile din salariul lui nevastă mea. Efectiv făceam bani, dar nu se legea nimic de ei. Și am început să vin la adunare. Dumnezeu m-a cercetat, am citit Biblia și am învățat că ceea ce îmi dă Dumnezeu este o binecuvântare și că câștigul omului neprihănit este spre viață, este nu să-l risipești, ci să te bucuri de el, tu și casa ta. Și am înțeles că orice pune stăpânire pe mine este un păcat. Și am început să ascult de Biblie și am început să citesc Biblia și să mă raportez la Biblie. Și am zis, Doamne, eu pierd toți banii pe care îi câștig. Muncesc și toți banii mei se duc pe apa sâmbete. Nu se alege nimic de truda mea. Motivul este jocul de noroc. Te rog frumos să mă scap, te rog frumos să mă eliberez. Frate Dan zice, Dumnezeu m-a ajutat, am scăpat de această dependență, de această patimă și acum toți banii pe care îi câștig, îi pun la dispoziția familiei mele, îi pun la dispoziția Domnului și uite, sunt un om cu liniște sufletească, cu pace, sunt un om care am o situație decentă financiar, am o căsnicie reușită, asta înseamnă pentru mine un om de succes. Un om care are o familie frumoasă, un om care are o situație stabilă din punct de vedere economic, nu trebuie să fie, nu știu, apreciat și recunoscut și aplaudat de alții, dar un om de calitate. Ca să fii un om de calitate trebuie să te raportezi la Biblie. Ia Biblia ca și autoritate, ia Biblia în serios și vei deveni un om al lui Dumnezeu, un om bun în ceea ce faci. Vei fi un om de succes. De fapt, succesul se definește din perspectiva sfârșitului. Un om înțelept care face lucrurile bine, un om care se bucură de tot ceea ce face. Zice uh, Pavel, va fi un om desăvârșit. Va fi un om înțelept care a luat decizii bune în viață. Un om care și-a trăit viața frumos. Ce important este la final de drum să zici, am trăit bine. Am trăit bine, m-am portat bine în familia mea, am, am, onorat darul lui Dumnezeu pentru mine, nu mi-am îngropat talentul pe care Domnul mi l-a dat. Toate asta înseamnă să fiu un om de succes. iubiți mei, mă rog în această zi să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că dacă noi luăm Biblia în serios, vom fi oameni de succes. Ascultați-mă, familii frumoase. De ce spune nevastă ta? Biblia te învață cum să nu te mai cerți. Simți că ți-a spus ceva bărbatul tău și nu-l poți ierta. Așa te enervează de numai numai. Ți-a făcut ceva. Și când îl vezi, te enervezi și te pierzi cu firea. Biblia te învață cum să ieși și spune de ce să ierți. Poate sunt aici în această dimineață oameni care nu se înțeleg bine cu socrilor, cu părinților. Biblia, dacă o iei în serios, îți va schimba relațiile. Poate sunt aici oameni care nu se înțeleg bine cu, nu știu, pruncilor. Dacă tu lei pe Iisus Hristos în serios și asculți de Biblie și te raportezi la autoritatea Bibliei, ascultă-mă, tu îți vei salva relațiile cu pruncii tăi. Iubiți mă Biblia ne învață să fim oameni de succes. Biblia ne învață cum să ne chivernesim banii. Biblia ne învață cum să ne gestionăm timpul. Biblia ne învață cum să ne gestionăm relațiile. Biblia ne învață cum să muncim, zice Pavel, pe tot ce pune mâna ta. Lucrează cu toată hărnicia. Tot ce faci să faci, din toată inima ca pentru Domnul. Eu te întreb, când tu ești un astfel de angajat, un astfel de patron, care pe tot ce pui tu mâna, pune Dumnezeu tare și tot ce faci, faci din toată lumea, nu faci nimic de mântuială. Eu vreau să te întreb, vei fi un om de succes sau nu? Știți care este marea problema a tuturor oamenilor de business? Oamenii neasumați. Oamenii care fac totul de mântuială. Bă, l-ai pus să repare peretele, zici că zvalurile Dunării. Așa, frate, n-am avut destul de lumină, dar era pe zi, mai bine. Și am ce facem? Păi, pun o floare acolo. Când am reparat, noi noi am cunoscut pe meseria și noi bun din biserică pe atunci. Și l-am chemat pe unul să ne repare apartamentul. Și am un perete, zice că e valul Dunării. Și zice soția mea că te dar nu se pare că că ce putem face? Zice, Nico, se poate rezolva foarte ușor. Un ghiveș mare cu flori. Eu am crezut gulmește. Și nevastă. Și am vrut să amândoi. Mă, dar chiar așa se întâmplă. N-avem florile, dar el tot așa au rămas. am Mamă, ce zici? Îl mai chemea doar pe un astfel de om. Te întreabă cineva, bă, ce ți-a făcut ce? Dar ai și o poftă adevărată să spui ce ți-a făcut. Să nu-l mai cheme nimeni. Dar dacă tu ești serios în ceea ce faci și iei Biblia în serios, ce zici, te mai recomandă alții? O mare întrebare, când cineva lucrează cu tine, mai vrea să lucreze și a doua oară? Asta este foarte important. Te mai recomandă la cineva. Bă, eu am, uite, lucrurile le serios. Pe păi când tu te raportezi la Biblie și o în serios și zici, Biblia este autoritatea vieții mele. Și tot ce fac, fac bine, domnule. Auzi, mături pe stradă, dar mături bine. Când, Da când bine. Conduc mașina, conduc bine. Toți cei care au firme de mașini, toți se plâng că șoferii le fac prac mașinile. Dacă te duci pe drum, am slav slavă, domnule, că noi în Bihor avem drumuri bune. Dar pe vremuri, mașinile cele mai prost conduse din ce vedeam eu? Era o mașină de firmă. Mă, cu mașina ta te duceai ușor, schimbai viteza, în a în a patra, în a cincea, în a șasea, cum puteai tu, te o te așa. Venea unul cu o firmă, cu un tir, cu ce știu eu, pă, în Mă gropul lor. Mă, dar tu te gândești, suspensii, arcuri, roți, cauciucuri, mă, păi asta a fost, să plătească patronul. Ei, ce faci cu un astfel de angajat? Care tot mereu îți face pagubă. La prima ocazie, el trimis la plimbare, ai să serios. Păi îl ai pe unul angajat, bă, ăsta tot necazuri îți face. Și te tot taxează ăla, ai lucrat la el, tu l-ai trimis pe el un om de încredere. Tu te, bă, repar acolo, fă curentul, fă uh, construcție, fă acoperișul. Și când îl vezi, l a făcut așa la plezneală și zice omul care, care a făcut, domne, te penalizezi 20 Ce faci cu ăla când prinzi unul bun? Și ce faci? Îl trimis la plimbare să nu mai vezi. Mai poți fi un om de succes? Nu mai poți fi. Pentru că un om neserios, în decurs de câteva luni de zile, închis singur. Un om care este serios, care lucrează bine în ceea ce face, ascultă de ce spune Biblia, pe măsură ce timpul trece, va urca. Totul înseamnă la ce te raportezi. De exemplu, ai probleme în viața de familie, conflict cu soțul, cu soția, cu părinții. Poate spune cineva, băi, o relație toxică, trimite-o pe nevastă la plimbare. Da, trimite-o pe la plimbare să nu mai vezi, să nu mai sune bărbatul pe socratesa. Să nu mai nu știu ce. Tăiem toate relațiile. Și ce faci după aceea? Îți distrugi? Nu, Biblia spune că dacă ai o chestie, tu te discută frumos, încearcă să rezolvi lucrurile, mai iartă câte o lecuță, mai acceptă, mai iubește și în felul să salvezi lucrurile. Așa se fac lucrurile. Dar dacă noi zicem, da, cine îmi spune mie? Da, nu, nimeni să nu spună mie. Bă, eu fac ce vreau. Eu, să, eu dictez, eu dau cu capul. Eu ce trebuie să dau cu capul, da? Nu spune nimeni ce să fac. Ascultă-mă, vei ajunge că vei da de probleme în viață. Raportează-te la Biblie ca și la autoritate, dar și o să fii un om de succes. O să vezi că o să-ți meargă bine în familie. O să-ți meargă bine în locul tău de muncă, o să-ți meargă bine în societate, vei fi un om căutat, vei fi un om pe care Dumnezeu îl va binecuvânta. De ce să citești Biblia? De ce să te raportezi la Biblia? De ce să-ți asumi această valoare a Bisericii în Vierea, autoritatea Bibliei? De ce să-i Biblia în serios? Dragul meu, foarte important, pentru că pe măsură ce citești Biblia, Biblia te îndeamnă mereu și mereu spre Hristos. Adică ți se reîmprospătează în minte ce a făcut Isus, ce a zis Isus, îl cunoști pe Iisus Hristos mai bine. În al doilea rând, pentru că Dumnezeu a ales să-ți vorbească zilnic prin Biblie. În fiecare zi Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Cum ar arăta căsnicia noastră dacă noi am vorbit cu soțul, cu soția, doar atâta vreme cât citim Biblia? Dumnezeu vrea să ne vorbească în fiecare zi prin Biblie. Și în al treilea rând, pentru că prin Biblie ești transformat într-un om de succes. Dacă toți asculti ce spune Biblia, ascultă-mă, vei ajunge să ai o căsnicie fericită, vei ajunge să știi cum să te porți în societate, vei ajunge să știi cum să rezolvi un conflict, vei ajunge să știi cum să-ți gestionezi relațiile, vei ajunge să știi cum să-ți gestionezi resursele. Cel mai important lucru în viață este să fii un om echilibrat. Pe templul lui Apollo din Grecia Antică scria printre altele nimic prea mult, nimic prea mult. Dar de fapt nu este nimic nou. Asta o spune Scriptura, toate lucrurile cu măsură. Citește Biblia și vei vedea mâna lui Dumnezeu la lucru în viața ta și Dumnezeu te va binecuvânta. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. De ce să iei Biblia în serios? Pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Domnul, sunt de vorbă cu Iosua, cartea aceasta lege, zice, să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce scris în ea. Pentru că atunci, zice, vei zbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ce înseamnă înțelepciune? A fi înțelept înseamnă a lua decizii bune. Sunt oameni foarte deștepți, dar n-au înțelepciune. Sunt oameni de o cultură fantastică. Dacă ne vezi cum se poartă, zici, bă, dar cum se poate așa ceva? Înțelepciunea este extrem de importantă. Și dacă vei citi cuvântul, vei medita asupra cuvântului, vei face o practică din a citi Biblia în fiecare zi cu soțul tău, soția ta, copiii tăi, vei citi tu singur, vei lua Biblia ca și autoritate, vei spune, eu gestionez viața, relațiile, munca, businessul după Biblie, vei vedea că Dumnezeu va face lucruri puternice în viața ta. Căsnicie frumoasă business prosper, bun meseriaș, oamenii vor vrea să lucreze cu tine, oamenii te vor recomanda, vei fi un om care vei avea trecere. Pentru că atunci când îi place Domnului de cineva, îi face prieten până și pe dușmanii lui. Chiar dacă la un moment dat poate contestă, văzând integritatea ta, văzând profesionalismul tău, văzând seriozitatea ta, oamenii vor vrea să lucreze cu tine. Raportează-te la Biblie, ia-o în serios, citește-o în fiecare zi. Ai nevoie de 15 minute și te biblicizezi, te umpli de Cuvântul lui Dumnezeu. Umplându-ți mintea de Biblie, îți vei schimba gândirea. Schimbându-ți gândirea, îți vei schimba comportamentul, totul se va schimba. Am primit odată de ziua mea un cadou special, o Biblie. Și cel care mi-a dat Biblia mi-a scris pe Biblie un moto, un cuvânt. Și spunea în felul următor pe Biblia respectivă, această carte te va despărți de păcat sau păcatul te va despărți de această carte? <coughs> am citit textul, l-am reținut, mi-a intrat în minte și apoi au trecut ani și l-am uitat. citindu pe marel predicator american, Deal Moody, am dat peste acest text. El spunea, Biblia te va despărți de păcat sau păcatul te va despărți de Biblie. Ca să argumentez ceea ce spun, vă rog să vă uitați în grădina Edenului. Când omul a păcătuit, a evitat prezența lui Dumnezeu. Până omul era într-o relație bună cu Dumnezeu, îi plăcea în prezența lui Dumnezeu. Realitatea este că dacă pui mâna pe Biblie și o citești și meditezi asupra ei și te raportezi la ea și gestionezi viața după ea, vei vedea că te vei îndepărta de păcat. Dacă vei permite păcatului să domnească în viața ta și vei neescutea autoritatea scripturală, nu o vei avea Biblia ca autoritate în viața ta. Pe măsură ce timpul va trece, o vei neglija tot mai mult. Cât te apropii mai mult de Domnul, vei citi mai mult Biblia și te vei îndepărta de păcat. Cu cât te îndepărtezi de Biblie, te vei apropia de păcat. Totul ține de tine. Mă rog în această zi să ne ajute Dumnezeu să citim Biblia cu drag, pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Augustin era unul dintre cei mai mari oratori ai vremii lui, unul dintre cei mai mari filozofi ai vremii lui, Sfântul Augustin. Era la Milano, era oratorul curții imperiale de la Milano, era un om de o cultură fantastică, fascinantă, dar în același timp era un om de o imoralitate crasă. Avea niște crize sufletești fantastice omul acesta, crescut de maică sa Monica în spiritul credinței creștine, taică sub păgân. Avea niște lupte spirituale fantastice, avea nevoie de Dumnezeu, avea nevoie de împlină sufletească. El avea să spună mai târziu, în sufletul fiecărui om există un gol care are forma lui Dumnezeu, orice ai pune acolo nimic nu te poate împlini. Citat reitera mai târziu de Blas Pascal. Și la un moment dat omul acesta are niște frământări lăuntrice teribile. Cel mai important orator al Imperiului Roman, al curții imperiale de la Milano, unul dintre cei mai deștepți oameni din toate timpurile, toți teologii și filozofii, indiferent de convingele lor, se raportează la el, o mare somitate, dar un om de o imoralitate crasă. Într-o zi stă în grădina casei lui de la Milano, frământat de dilemele lui existențiale, frământat de probleme, nu se simte bine cu el însuși. Și în timp ce stă și meditează la viața lui lipsită de scop, de finalitate, nu mai împlinește nimic, nici banii, nici poziția socială, nici cultura, nimic nu mai poate împlini, aude un glas. L-a luat ca din partea lui Dumnezeu și el. Dar era un glas a unui copil. Ia și citește, ia și citește. El primise de la Ambroze de Milano, episcopul de la Milano, o Biblie. Anumite texte din scripturile Vechiului Testament. S-a dus în casă, a citit. A dat și peste epistola lui Pavel. Și când a citit epistola lui Pavel, scria în felul următor. A venit vremea să ne trezim. Să nu mai trimim în beții. Să nu mai trimim fapte de rușine. Să ne îmbrăcăm într-o altă viață, o un alt, un alt comportament. Să, <coughs> să dezbrăcăm hainele păcatului și hainele rușine. Să ne trezim. Se face dimineață. Și spune Augustin. Am căzut pe genunchi și am spus, Doamne, de azi înainte vreau să fii Domnul și Mântuitorul meu. Și omul acesta și-a dăruit viața lui Dumnezeu și a devenit unul dintre cei mai puternici bărbați pe care au avut Dumnezeu de-a lungul istoriei mântuirii. Un om care s-a lăsat transformat de Biblie. Martin Luther avea niște probleme foarte mari sufletești. Făcea de toate, nu mai știa ce să facă. Și într-o zi se apropie de Biblie și citește textul acela, cel neprihănit va trăi prin credință. Și asta schimbă viața lui. Eu nu știu care este problema ta, nu știu care sunt neînțelegerile tale, nu știu care sunt dramele tale sufletești, dar ascultă-mă, Ia Biblia ca și autoritate în această dimineață. Ia Biblia ca și fiind autoritatea lui Dumnezeu în viața ta. Nu-ți fie frică de autoritate. Autoritatea este foarte bună pentru fiecare dintre noi. Ce ar fi de lumea aceasta fără autoritate? Imaginează-ți că te duci pe stradă și fiecare merge pe unde îi taie capul. Păi mai fi traficul normal? Nu, accidente ar fi. Autoritatea e normală peste tot, în biserică, în societate, pe drumuri. Ai nevoie de autoritate în viață dacă nu te raportezi la autoritate, în familie nevoie de autoritate. Totul, totul este discutabil. Relativismul acesta distruge societatea noastră. Oamenii nu mai au norme, nu mai au autoritate. Iați niște valori, dragul meu. Oricum noi avem valori, ascultați-mă. Unile avem declarate, asumate, alții prin practică. De exemplu, pruncul, cu de ce plânge un prunc din punct de vedere medical sau psihologic? De ce tot plânge el? Mă plânge, nu știi de ce plânge, nici el nu știe de ce plânge, dar de ce plânge? Pentru că o învăța că dacă plânge se dă de pământ, mai că să-i face toate poftele, da? Și atunci, că vrei, că nu vrei, prin practică te anumite valori. Unele sunt bune, alte ori nu sunt bune. Asumați în această dimineață această primă valoare a Bisericii în Vierea, autoritatea Bibliei. Ia Biblia în serios și vei vedea că totul se va schimba. Tot mereu și tot mereu te vei apropia de Isus. Domnul va fi aproape de tine, îl vei cunoaște pe Isus. Păi foarte important, Îți va vorbi Isus în fiecare zi. Ce poate fi mai onorant decât să stai cu Domnul în fiecare zi în Să-L auzi pe Domnul vorbindu-se în fiecare zi. Trăi prin Biblie, vei deveni un om de succes. Familie frumoasă, profesie bună, meseriaș bun, om serios, om căutat, om apreciat. Pe ce vei pune tu mâna, El va pune binecuvântarea și oamenii vor vrea să lucreze cu tine. Dragii mei, asta o face Dumnezeu când noi luăm Biblia în serios. Vă invit să în picioare momentele acestea și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în această dimineață să-i spunem, Doamne, dăm putere să pun Biblia pe primul loc în viața mea după tine. Da? Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să o așez acolo la rangul de cinste, de cuvântul tău. Dăm putere, Doamne, să-mi fac timp în fiecare zi să citesc Biblia. Dăm putere, Doamne, să-mi gestionez viața după Biblie. Dăm putere, Doamne, să fiu omul de care tu ai trebuință. Vă invit să plecăm fețele și aș vrea să ne rugăm în sensul acesta.